Biblioteca județeană Gete Chirilianu Neamț parcurge noi etape în derularea proiectului Raftul cu inițiativă, dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci, axat pe consolidarea și dezvoltarea activităților de voluntariat în biblioteci. Acest proiect este gândit a se desfășura în perioada mai 2014-iunie 2015, în cadrul celor 16 biblioteci publice din România câștigătoare în procesul de selecție. Ne propunem să punem activitatea de voluntariat în slujba obiectivului esențial al bibliotecii publice, care este acela al promovării studiului și lecturii. Așadar, acest proiect vizează și o campanie de informare publică privind importanța lecturii asupra dezvoltării individului, iar în acest context, formula locală a acestui proiect național este Piatra Neamț Citește și cuprinde următoarele activități. Activități de lectură publică, ateliere de scriere creativă pentru copii și tineri, organizarea unui târg de carte a editurilor nemțene, organizarea unui concurs de lectură generală, cine știe câștigă, ateliere de teatru lectură, seri de cultură, caravana lecturii publice, donații de carte, o carte pentru biblioteca noastră. Voluntarii care vor alege să se implice în acest proiect vor participa la sesiuni de instruire în vederea organizării acestor activități, iar această experiență va fi, cu siguranță, una importantă sub aspectul implicării sociale, cu beneficii pe termen lung pentru fiecare în parte. Până acum s-au înscris peste 50 de voluntari, urmând ca în continuare să aibă loc instruirea voluntarilor și activitatea propriu-zisă de voluntariat. Ulterior, în funcție de abilități și opțiunile exprimate de fiecare voluntar, aceștia se vor implica în implementarea activităților proiectului care își propun, în principal, să creeze o mai bună percepție a opiniei publice asupra voluntariatului și a plusvalorii pe care o poate aduce în orice comunitate în care se desfășoară. Între aceste activități se numără campaniile de lecturi publice, precum și cursuri pe diferite teme oferite gratuit membrilor comunității de către bibliotecari împreună cu voluntarii implicați în acest proiect.